Păgubașul a precizat polițiștilor că și-a pierdut cardul în perioada februarie-mai, iar suma sustrasă prin operațiuni repetate este una consistentă, 10.000 de lei. Polițiștii atrag atenția că o simplă măsură de protecție este să nu scrieți codul PIN pe card și nici codurile de acces pe dispozitivul electronic. O altă măsură de siguranță este utilizarea serviciului Internet Banking, serviciu care îi oferă deținătorului cardului în permanență informații cu privire la operațiunile bancare care au loc pe contul personal.